Unii pedalează în weekend, alții aleargă duminică de dimineață. Auzim că azi e zi de piață. Mă duc să văd ce au în piața asta lunară. Odată în lună, prima duminică din lună, se adună oamenii din orășelul, satul ăsta, nu știu ce. Mă duc să văd. Oare numai măsline și plută vând? Aldeia Oleiros. De fapt ar mai putea să vândă și semințe de pin. Altceva n-am văzut să crească aici. Măslin, copac de plută și pin de asta. Aici cândva era livadă de pin, de măslin, de copac de plută, dar acum o să apară bloc. Se extinde localitatea, orășelul, pentru că e la jumătate de drum între capitală și Setubal, cam cum e Cojusna, Trusenii, între Chișinău și Strășeni. Ia uitați-vă ce pasaj pietonal și pentru persoane cu cărucior și cu bicicleta pot traversezi pe acolo. Dacă nu ai drum spre Sesimbra sau Setubal sau Lisabona. Lumea nu se mai duce la biserică, iese la pedalat, explorează patria și își întreține sănătatea. Încolo e Sesimbra, da. De-amă nu mai sunt reclame electorale. Trecut duminică alegerile, iată, rămâne un singur afiș de la Convenția Democrată unită a verzilor cu comuniștii. Anunț despre pandemie. Și revenim la treburile noastre. Ne ducem la piață după bicicliști. Nu doar biciclistele și bicicliștii, dar iată și motociclistele. Cu motocicliștii se adună în haite și fac tururi de grup. S-a oprit la benzinărie pentru toaletă, mai degrabă pentru ceai de dimineață, că nu cred că s-a pornit cu rezervorul gol. Vrum, vrum! Hai da! Șoferi înțelegători, le-au cedat trecerea. Nu cred că vine lumea la piață să fac cumpărături, vine mai degrabă să socializeze, că alt eveniment social nu prea se întâmplă aici. Cum ziceam, la biserică e pustiu, la țântirim nu te duci în toată ziua sau în toată luna, dar la piață, ia uitați-vă ce se face. Piața lunară din Vila Nugheira, da, Zetau. Prima duminică a lunii. Mare de mașini. Poți să vii și cu scaunul rulant. La noi, vă dați seama, prin hârtoape și prin gropi și prin glod nici nu s-ar porni omul. Decât odată să-i fie de învățătură. Intrarea e gratis. sau poate ieșirea. Avem și aici cerșători, hot-doge sau ce mâncare fast food aici, păsări în cuști. De pe jos se vând doar coșuri, restul e urcat pe mese. Dar mesele nu sunt permanente, vii fiecare comerciant cu mesele proprii. Cu un euro. Toată lumea poartă mască, dacă e loc aglomerat. Cu ciocanul și-o bătut pripoane să-i țină dos și de soare și de ploaie. Dar nu s-au anunțat zilele astea precipitații. Ciorapi, colțuni. Își cheamă omul cumpărătorii, dar pare protest, revoltă. Și garda, poliția, asigură ordinea publică cu măști, toți, nu ca la noi. Polițiștii cred că poate să poarte masca sub nas ori sub barbă. Un cetățean fără mască nu-i zice nimeni nimic. Probabil dacă aș insista, poliția l-ar avertiza cel puțin. Cetățeanul părea de-al nostru, din Est. Și aici cred că-s fructe, legume, flori. Mare piață, ca la Bălți. O dată pe lună. Prima duminică. Oho, ce pantaloni. XXXXXL. Cred că-s de reclamă, dar mai știi, poate este și om care să-i poarte. Să-i vină, să se potrivească. Mai greu cu deplasarea. Da, așa, să te fudulești cu niște blugi în casă, se poate. Simboluri universale. Mickey Mouse. Chiloț. La vedere. Flori. Portocal cu roadă. Sau clementine, ce-o fi el, că ele sunt diferite toate și nu le deosebesc. Mandarine, clementine. Numai lămâile le recunosc de departe. Vine 14 februarie, oamenii se pregătesc de sărbători. Am văzut că vindeau inimioare. Uite, 85 de cenți. Kilo. Fructe uscate, cartofi dulci, usturoi, fasole. Verdeața de pe lume. Oș răsad, patlajele, usturoi, ceapă, căpșune, zmeură sau cum îi zice. Măi, ce aglomerat aici, mă duc unde e mai puțină lume. Nu vreau să risc. Ventecotr. Toate limbile latine seamănă între ele. Asta cu franceza și cu spaniola. Oleac și cu italiana. Dacă știi măcar ceva limbi, te descurci. Chiloț în bătaia soarelui. cu dantiela. Auzeam că în Federația Rusă sunt terzești că luați cu dantiela. Las că o să-i cumpere portughezele. Pomi fructiferi, palmieri, 4 euro, legătura mare de ceapă verde. E, da, mai mare, ceapă la ghiveci. Zămos, brânză, nuci. Aici ce vinde omul, ulei de măsline. Tineretul înțelege și ce înseamnă o cameră GoPro în fața ochilor. Ocazia să transmit salutări prietenilor, batata nova. Da, ce-o fi cartofi noi de anul ăsta, crescuți în februarie. E, cărnuri afumate, legume, da, asta da. Au, ce cartofi și batată, cât pumnul meu. Dar sunt și mărunți batate, de 1 euro kila. Dar asta mai mașcată e chiar mai ieftină. Ia uite ce ridic e aici, a? Cât mâna mea. Carne iar nu ne interesează, că suntem vegani sau ținem post. Măsline de tot felul, va, este nu știu ce e, un fel de bob. Fructe uscate, ulcior de lut. Minunat. Și miroase frumos. Iată și lămâile, și ceapă cât pumnul. Ceapă cât pumnul. Pornisem spre ieșire, dar m-am oprit. Nu știu ce sunt astea, dar arată ca bobul nostru umflat. Încă n-am gustat. Fructe uscate, linte, 3 euro kila. E mai scump ca în România. La piața aici. Astea sprăjituri de tot felul. Au, ce colorat arată. Colaci. Gospodare cu masca pe barbă. Pardon? Sau de șculpa se zice aici. De șculpa. Bun. Frumos, nu? Wow, proaspete. Bun. Oho, ce căpșune enorme. Căpșunele din februarie. Cel mai probabil sunt din serie. Am vrut să ies pe partea principală, dar nimic interesant acolo, 2 gardieni, așa că mai vin pe aici să văd ce vinde moșul. Podul de la Lisabona. Podul suspendat. Mă duc eu să alerg mai departe. V-am făcut o filmare, să nu ziceți că n-au piața. Să adună oamenii ca să mai răscolească haine second hand, ca să nu credeți că numai noi cumpărăm asta. Chiar se recomandă să refolosiți haine. Sănătos pentru mediu și pentru bugetul familiei. Ia uitați, papucei cu 5 euro, dar e adevărat că sunt noi aici. Made in China. O, și toaletă au. Chiar dacă e fără taxă, dar primăria are grijă ca oamenii să nu se peșe sub gard. Sau să nu-i apuce altceva mai urât, mirositor și poluant. Ce mai avem aici? Oale, sare, talismane, cruci, Buddha, mare sau mic, scump sau ieftin, chestii de plastic, de cauciuc. Eu am vrut ceva pentru pompa mea de bicicletă, dar se văd dacă au. Asta e un titirez. N-am învârtit niciodată, dar am văzut la televizor sau pe internet. Văd totul pentru baie, dar nu văd nimic pentru biciclete. Trebuie să găsesc un vânzător special cu așa ceva. Specializat, nu cred că asta le amestecă. Dar mai știi, e că grești băieții noștri, moldovenii, 10 euro. Credeam că cumpără cu lei moldovenești. Na, e că aici sunt și pentru televizoare, deci poate că este și pentru bicicletă ce caut eu. Aici pentru mașini, baterii. A, da, uite, claxon de bicicletă, clei, petice, breloace de chei, frână, dar nu ce-mi trebuie mie. Nu știu cât e sonerie aici, de-o mi-am luat una nouă de la Decathlon. Faci tare bine. Da, ia că asta îmi trebuie mie, dar o să iau probabil tot asta. Nu știu dacă vine acolo. O, 7,50, numai cablul ăsta, wow! Ăsta e altceva. 7,50 €. Băi, băiatule! Te înduiși. Și o pompă separată e 4,3-5 €. Eu am vrut numai cablu, să numai capul ăsta. A, uite asta. 4 €. A, să-l iau pe asta, n-am de ales. Am acasă o piesă de aceea de pompă de bicicletă, tot așa am cumpărat-o odată și n-am mai folosit-o, dar pe departe, casa aceea aici e hât la capătul lumii și probabil acolo la piață costă maxim 40 de lei, poate chiar 1 €, dar asta e, aici am dat 4 pentru că îmi trebuie și nu vreau să cumpăr o pompă nouă, am preferat să o repar. Continui alergarea și mă bucur că ați privit până aici. Like, share, subscribe. Vedeți și voi ce scrie sub fiecare video. Noroc!